Cele trei eleve din Drobeta Turnul Severin, care au obținut media 10 la examenul de evaluare național, au fost premiate astăzi de oficialități. Fetele au primit suma de 1000 de lei, flori, ciocolată și diplome. Banii au venit de la Ministerul Educației Naționale, iar de restul darurilor s-au ocupat inspectorii școlari. Trei eleve din Drobeta Turnul Severin au obținut media 10 la evaluarea națională, iar drept răsplată pentru performanța lor au fost premiate de către reprezentanții Ministerului Educației. Doresc să vă felicit pe această cale pentru rezultatul deosebit care l-ați obținut la evaluarea națională. Știu că nu este ușor să obții media 10. E o muncă titanică pentru care vă felicit. Totodată țin să adresez mulțumiri și părinților dumneavoastră, pentru că dacă ei nu erau să vă sprijine, să vă îndrume, voi copii nu reușeați să obțineți acest rezultat deosebit. La premieră s-a aflat și președintele Consiliului Județean, care a ținut să le felicite pe cele trei eleve meritoase și a declarat că performanța lor este o dovadă a calității învățământului mehedințean. Mă bucur că sunt astăzi aici și mă bucur că avem o astfel de ocazie, și anume că au existat copii în județul nostru care au reușit această performanță extraordinară ca la evaluarea națională să obțină media 10. Unora li se pare imposibil să obții o astfel de medie, altora, care din păcate sunt puțini, printre care vă numărați și voi, nu li s-a părut imposibil și iată că lucrul acesta s-a întâmplat. Cele trei fete au fost încântate că munca și performanța le-au fost apreciate. Mă simt foarte onorată, este un moment care în viața mea chiar are un loc special și care mă marchează în mod pozitiv. Mă simt foarte bine și mă simt onorată că am fost invitată la acest eveniment. Și sper că voi continua așa și pe perioada liceului. Învățăm nota 10 înseamnă mai mult decât muncă, înseamnă dedicație și toate acestea, succesul nostru este datorat profesorilor, cât și nouă. Cele trei fete învață la cele mai prestigioase școli ale Mehedințiului, Colegiul Național Traian și Colegiul Național Gheorghe Țițeica.